Studioul Bucovina TV a primit vineri 19 octombrie o vizită surpriză. Prichindeii de la grupa mare Piticot, de la grădinița Țăndărică, ne-au trecut pragul pentru a vedea cum se fac știrile și emisiunile de la televizor. Și ca să înțeleagă totul cât mai bine, micii vizitatori au făcut pe reporterii și au pus întrebări și au dat răspunsuri care mai de care mai amuzante. Jocul a fost gustat din plin de prichindei, iar unii dintre ei au început să viseze deja la o carieră în televiziune. Activitatea a fost organizată în cadrul acțiunii Școala Altfel, să știi mai mult, să fii mai bun. Însoțiți de părinți, bunici și de doamna educatoare Leuca Brânduș, a copiii de la grupa mare Piticot de la grădinița Țăndărică din municipiul Suceava au pășit emoționați în platoul nostru de televiziune, pentru unii dintre ei fiind o premieră. Curiozitatea de a vedea ce se întâmplă în spatele a ceea ce văd la televizor i-a determinat să întrebe gazdele despre activitățile de zi cu zi de aici. Micuții au fost încântați de platoul știrilor și de regia de emisie. Toate informațiile primite de la jurnaliști i-au captivat și chiar au experimentat pentru câteva momente rolul de reporter sau de prezentator. Edi mă cheamă și 5 ani. Ai mai fost, Edi, vreodată într-un studio de televiziune? Nu. Cum ți se pare așa o primă impresie? Cel mai frumos. Te-ai gândit poate când vei fi mare să urmezi o carieră în jurnalism? Da. Am 5 ani, mă cheamă Tinu de la Constantin. Constantin, ce-ar plăcea să fii? Polițist! Bravo! Ilinca are 4 ani și s-a așezat la pupitrul știrilor. Fascinată de tot ce a văzut și a aflat, ea ne-a mărturisit că își dorește să lucreze în televiziune atunci când va fi mare. Ilinca, cum e în rolul de prezentatoare TV? Este bine, pentru că învăț să citesc. Vei vrea să devii prezentatoare când vei fi mare? Da. Ce-ți place la noi la televiziune cel mai mult? Îmi place când văd la televizor mai mult. Vei mai veni la noi? Da. Înainte de a pleca, copiii, încântați de tot ce au descoperit, ne-au răsplătit cu mai multe poezii și cântece învățate la grădiniță. Prichindeii au plecat fascinați de cele văzute și au promis că vor reveni curând. Mulțumesc!